n-ai greșit cu absolut nimic, Alex. Cum pot eu să-i zic lui maică-sa? Da, vă dăm noi 50.000. Într-o secundă. Dar cu ce am greșit eu, Alex? Alex, cu ce am greșit eu? Vreau să-mi spui în momentul ăsta cu ce mei am greșit eu. Eu eram... Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și am revenit cu un super prank. N-am mai făcut de super mult timp un prank și nu e orice prank. O să fie unul cu panică mare și o să fie ceva super special. O să-i facem o super farsă lui Marius Elisei. În câteva minutele trebuie să apară și Marius. Tot ce știe el este că ne întâlnim să filmăm un vlog, un challenge. O să vedeți despre ce este vorba. Noi chiar o să filmăm challenge-ul, dar o să filmăm în același timp și o super farsă pentru el. La un moment dat, în timp ce filmăm challenge-ul, o să mă sune mami și eu o să plec. Când mă întorc o să fiu supărată. De ce? O să aflați și voi de ce. Am aici un complice. Îl știți pe Alex, Tokerman, meu, number one de pe TikTok. Așa, și Alex o să mă ajute să-l ațuț pe Marius. Sunt prieteni foarte buni și... Să am eu grijă de asta. Stai puțin, revenim imediat la prank. Însă înainte am o super veste pentru voi. Tipli vă vine în ajutor. De ce? Pentru că se apropie perioada cea mai frumoasă din an. Dar... și cea mai costisitoare. Știu că vreți să luați multe cadouri celor dragi, dar asta înseamnă să cheltuiți foarte mult. Cu ce vă poate ajuta Tipli? Tipli este un portal de cashback. Asta înseamnă că la orice comandă online, o părticică din bani tu o să o primești înapoi. E foarte simplu. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul sau pe aplicația Tipli și să dai comenzile de acolo. Practic să faci ceea ce făceai, adică shopping online, doar că prin Tipli. Și făcând asta prin Tipli, în 48 de ore tu o să-ți primești o parte din bani înapoi în funcție de comisioanele stabilite între magazine. Crede-mă că o să găsești acolo toate magazinele pe care ți le dorești. Sunt peste 400 de magazine, cum ar fi AliExpress, About You, Foodshop, Elefant și multe altele. Deci aveți de unde să luați cadouri. Am o super veste pentru voi. Dacă vă logați chiar acum prin linkul meu, adică primul link din descriere, o să primiți automat la prima comandă 30 de lei. Deci vă primiți și o parte din bănuți înapoi și 30 de lei la prima comandă dacă vă faceți chiar acum cont accesând primul link din descriere. Ideea generală a prank-ului este că eu am pierdut o sumă de bani din cauza lui, din cauza faptului că eu m-am asociat cu el și oarecum imaginea lui, să zicem că nu-mi face bine. Asta este ideea prank-ului. Bineînțeles că nu este reală. Rupeți butonașul de like, dați share-uri și multe comentarii. Să trecem la treabă. Te punem leverie, na? Gândești să te gândești la trei prieteni pe care poți să-i suni, da. Cu privat? Nu. Normal? Da. Să-mi zici și mie regulamentul. Regulamentul, nu regulile. O să fac și eu intro. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și am revenit cu un vlog nou pentru că știu, n-am mai postat de ceva timp, dar am revenit cu un super episod alături de Marius Elisei! Că nimeni altul. Preferatul vostru. Ce trebuie să facem noi? Să ne sunăm prietenii. Ok. Normal, nu cu ascuns, da? Okay. Doar că tu în timp ce o să vorbești cu ei, okay, tu nu o să auzi. Iar eu o să încerc să te ajut să porți o conversație normală cu ei. Tu spunând ceea ce înțelegi pe buzele mele. Ok. Probabil cunoști, ideea este super amuzantă și văd că la cine am văzut-o pe TikTok. Și la cine am văzut-o pe TikTok? La Kylie Jenner. Avem aici niște căști, ne punem căștile. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, să dați un mare share și avem o super veste pentru voi înainte să începem. Fiți cu ochii pe TikTok-ul lui Marius! Păi da, trebuie că... Pentru că... apare episod cu dânsa, care o să fie mega genial și bestial. Prietenul meu, Marius, a lansat o super serie pe TikTok-ul lui. Trebuie neapărat să vă uitați pe TikTok-ul lui sâmbătă. La ce oră postezi? La ora 6. Tot înainte să începem, v-aș ruga să intrați pe primul link din descriere pentru că am lansat o piesă nouă. Pa, o piruetă și vreau să te uiți la mine ultima oară când sunt de wow. Intrați, ascultați piesa. Mă bajocorești, efectiv. Nu, tu ai început să cânti. Știu, că îmi place. Mie mi se pare că ești forță ce ai. Și mai am o super veste pentru voi, mai exact pe 30 noiembrie, în scurt timp, o să mai lansez o piesă nouă. Ai de mine, tu, fată. Da. Tu știi piesa? Ești forță? Eu știu ce urmează. Este preferata lui Marius. Abia aștept. Urmăriți-mă acolo pe Instagram și pe mine și pe Marius. Dar până una alta, hai să începem challenge-ul. Și care... cine avem? Piatra, forme, pe hârtie? Da. Ah, bun, hai! Piatra, forme, hârtie! Primii prima care sună eu, i-am făcut cu precipitații. O să sunăm o fată. Ok. Azi m-a invitat la ziua ei. Așa. Da, am uitat dacă azi e ziua ei sau mâine. Bianca, te iubesc, la mulți ani. Este o prietenă foarte bună de-a mea și vreau să o sunăm. Eu azi, practic la ora 20, ar trebui să merg la ziua ei, dar nu o să pot să ajung, că după filmarea ta mai am puțină treabă. Dar ca să știi tu ideea despre ce ai putea să vorbești. Deci tu îmi zici ce să-i zic. Alo! 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 Ce faci? Bine, tu? Bine, stau! De ce râzi? Mă coafez! Am înțeles. Îți plac hainele mele? Faci vlog? Am postat ceva pe Instagram acum, să te uiți. Ia. Cu o perucă, mi-am pus o perucă. Ia, ce perucă ți-ai pus? Albastră, este albastră peruca. Nu ți-ai pus nicio perucă albastră. Și e foarte bună, ți-o recomand, gen, m-a prins pe mine, te prindești pe tine. Sunt versuri dintr-o piesă, ce... La mulți ani! Mulțumesc! Bine, hai, te pupa! Deci nu pot să cred! Ce mi-ai făcut? Înainte să o sun pe mami, să fac greșeala de a o suna pe mami, o să cenzurați mult. Marius! Să rămână! Bună, dar ce faceți, domnul? Ești bine tu? Marius! Da! Cine ești? Eu nu! Eu sunt foarte enervat. Dar ce ai pățit? Sunt devastat. Ce ai pățit? Nu mai am bani, am rămas pe străzi. Eu trebuia să mă sun de atunci și să-mi zici că nu ai, eu acum chiar că nu am. Și bani m-au dat afară din casă. Vin acasă, păi după... De la muzica. Am scos muzica cu Bibi și au venit banii și nu și m-au dat afară. Am băut fără măsură și m-am bătenit, m-am brepetat. Hai să bem. E ok. E foarte bun. Ți-a chis! Ți-a chis! A zis du-te atunci! Oare ce o zis? Nu m-am jurat! Cred că mami o să-mi arunce, toate hainele și adio zacuscă, adio murături, adio oloi! I-ai zis că nu mai ai bani, dar face ea. Dar de ce nu mi-ai zis? Acum nici eu chiar nu mai am! Pe cine să sunăm? Să dai așa o ceva. Păi, cu cine te mai cunoști tu? Gen așa, nu știu, handicapat. Cu Alex. Hai, du-te afară. Vrei să-ți dau? Eu mai dau, dar mie mi se... Dar am văzut că v-a spart de râs la ambele pe care le-am făcut. Răspunde-i. Hai, lasă că o sun eu după că... Ok, hai să vedem, încă unul. E rândul tău acum? Da, hai să începem cu de-alea, hai la mere, la oloi, cum o venit ăia cu duba. Iată-mă, e ok dacă răsut. Da, liniștită. Știe că filmăm și de altfel nu mă suna. Da. Da, e important. Ce e? Filmez. Da, sunt cu Marius, filmez vlog-ul. Să rămână. Te pupă Marius. Și ea. Cum adică? Da, stai puțin. Nu înțeleg. Pe cine să mai sun? Iartă-mă. Nu-i nimic. Ți-o sunoare pe sorme? Ești ok? Dacă vrei, facem o pauză. Vrei apă? Mai avem la rece? Sau mai avem ice coffee. Vrei un ice coffee? Îți fac un ice coffee. Da, da, hai să punem puțin pauză că s-a luat. Îți dau apă ceva? Da. Hai că mă uit eu dacă este un ice coffee, să-i fac un ice coffee. Da, mai trebuie să sunăm cât pe cineva cumva să avem de rezervă, să punem să punem două. Dar challenge-ul în sine mi se pare mega mișto și momentele pe care le-am avut chiar sunt mișto. Dar dacă mai sunăm încă o dată, gen pe nu știu, pe altcineva. Hai, bibi, ciocolata! Haide! Hai mă, un pic, că nu e chiar așa. Da. Ok, să ne revenim. Alo? Să rămână! Să rămână! Mamă, ești prea drăguț, mi-e spus frumos. Ce-ai mă? Tu nu ești. Și îmi puteai spune despre cine e vorba, că n-am o idee în cap. Dar zic să... Mulțumesc. Zic să fiu sigur. Bă, ești la tine acasă. Hai, bibi, ciocolata mea. Mulțumesc, da. Vii puțin, te rog, cum ai? Ai, mă, mă simt prost. Ce doamne iartă. Cel mai bun ex copii face. Jur, chiar da. Hai să încercăm să mai găsim pe cineva cu care să filmăm, ca să, na, să-l terminăm până la urmă. Normal, dar nu se pune problema. Nu mai filmați nimic. De ce? Nu mai lasă nimic. Ce? Alex, vino puțin! Vino puțin, frate! Vino puțin! Haide că eu știu despre ce vorba. Hai măcar să terminăm. Nu mai aveți ce să filmați. Am vorbit cu maică-ta, voi doi nu puteți să mai apăreți împreună. De ce? Nu puteți să mai apăreți împreună. Motiv? Nu, chiar n-am chef. Pare foarte rău. Bun. Gen, e ok. Dar există vreun motiv pentru care e chestia asta? Sau... Eu știu despre ce vorba, dar nu, adică e ok, nu vreau să știi. Nu mă stai linii, domne, dar nu ce ai. Dar zic care e faza, frate, înțeleg până la urmă. Dacă vrem măcar îl terminăm, chiar dacă nu postăm. Nu mă, oricum am făcut, deci e ok, dar vreau să știu și eu motivul. Adică, bă, eu n-am, Bibi, ascultă-mă, eu nu sunt genul care să supere sau puii mei. Adică, bă, e o chestie, o înțeleg, o situație, o înțeleg și aia, eu nu mă supăr. Nu schimbă cu absolut nimica. Chestia că bă, că eu te ajut când ai tu nevoie, tu la fel, adică nu e ca și cum. Dar care e faza? Mă simt foarte prost să zic și să discut despre chestia asta și mai bine... Vrei să discutăm numai noi doi? Să... Eu vreau să o ascult, să o aud. Chiar... Băi, ideea e că... Poate discutam mami acum cu... Trebuia să am un deal foarte mare, înțelegi? Un brand, gen de imagine foarte, foarte mare. Ok. Și un contract huge pentru mine. Era ceva wow. Ok. Și am cam pierdut deal-ul pentru că au sunat-o și că pe mami să-i zică că m-au asociat cu persoane iurea și apar în niște chestii gen cum ar fi ăsta pe care îl faci. Seria mea? Da. Ok. Bă, n-ai de unde să știi la modul că, bă, vin chestii și ăsta, dar dacă ți-o găsi motivul ăsta, nu știu, probabil, nu știu, au fost sigur de colaborarea asta la modul și fix motivul pentru care nu mami, să... dai seama. Nu, brandul, nu, mă, doamne, ferește, cum să cred eu? Îți dai seama, mami n-are nicio treabă în treaba asta. Chiar nu știu ce face. Că nu... Deci treabă. Bă, mi-mi pare foarte rău de treaba asta, știți că nu e nici vina mea și nici vina lui mami. Da, e ok, adică eu am înțeles situația. Cu Bibi nu mai putem lansa, efectiv nu mai putem lansa, pentru că nu e ok asocierea cu tine. Nu e ok asocierea cu tine pentru că am primit o ofertă de la un brand mare și cred că știm cu toții care e. Păi ziceți-mi și mie, hai să-mi dăm pe față, adică bă. Mai simt proști, ok, dacă... Acum niște probleme din trecut. Știi ce asociere ai făcut la un moment dat și n-a fost ok. Să-mi iau ceva de mâncare cu mine. Și nu pot să mai lansez nimic. Super, Marius, super. Sincer. Alex, afară, mergem prin spate să auzim ce vorbesc. N-am greșit cu absolut nimic, Alex. Ce facem acum? Nici cu Bibi nu putem să mai apărăm. Super! Super, Marius, super! Ce facem sâmbătă? Cu cine postăm? Am pus-o pe Bibi în teaser. Ce facem acum? N-am cum să-l șterg teaserul. Chiar n-am cum. Păi n-ai cum să ștergi, dar ce facem? Adică să învățăm cu cine lansăm. Tu ai spus că ne vedem în episodul cu Bibi, ai spus că ne vedem luni, marți cu altcineva. Am luat toți oamenii, mi-am luat toate cunoștințele, tot ce aveam eu, ca să aduc să fie bine, să fie frumos, să avem aici oameni și serie și acum... Păi și când? Astăzi? Acum au pierdut contractul, acum au sunat-o, acum au zis... Poate e mai de mult, acum ai zis cum i-ai zis. Bibi probabil nu știa, că dacă știa nu mai venea asta și propunea challenge-ul cu tine. Frate, de fiecare dată se întâmplă lucrurile astea. Mi se pare că eu muncesc degeaba și tu îți bați joc. Efectiv, îți bați joc de tot ce muncim. Cu ce mi-am bătut joc, Alex? În m***ii mei, cu ce mi-am bătut joc? Lasă, nu mai zic că... Cu ce mi-am bătut joc? Nu, chiar nu... Spune-mi cu ce mi-am bătut joc! Te rog, lasă-mă, taci din gură, că efectiv am foarte mult nervi. Cum pot eu să-i zic lui maică-sa? Da, vă dăm noi 50.000. E spune așa că nu, efectiv, nu mai pot. Vino, te rog, să stăm la masă să vorbim. Ok, cred că cel mai bine, în momentul ăsta, să nu mai fac nimic. Pentru că muncesc degeaba, muncim degeaba și nu se întâmplă nimic. Nu vin campanii, nu se întâmplă nimic. Efectiv. Ce facem cu toate obiectele astea? Ce facem că Bibi e aici cu obiectul ei? Cum explicăm noi că obiectul ăsta e aici și Bibi nu mai apare? Nu știu, abia aștept să vină Bibi de la magazin să vedem cum putem rezolva situația asta. Și cum pot eu să-i spun fetei că bă, ne pare rău că ai pierdut bani din cauza noastră. Arunci niște acuzații și n-am făcut nimic, măi. Frate, mâncați-aș gura ta, cu ce m***ii mei am greșit? Hai să rezolvăm, hai, vin cu asta, putem să... Dar nu știu cum, Bibi, să o rezolvăm. Practic, pentru tot ce am muncit, distrug, într-o secundă. Așa faci tu, dar cu ce am greșit eu, Alex? Alex, cu ce am greșit eu? Vreau să-mi spui în momentul ăsta cu ce mei am greșit eu. Cu ce? Dar cu ce am greșit? Spui că am făcut eu aia, așa. Cu ce am greșit? Spune-mi, enumerăm în față cu ce am greșit. Gata, nu te enerva, nu-i când eu nu am încheiat-o cu toată lumea, am pus stop la toată lumea, nu am greșit cu absolut nimic. Mei. Și tu ai pierdut și eu am pierdut. Dar în momentul în care un brand nu vrea să colaboreze cu mine. Asta, dar a pierdut ea din cauza ta. Ok, și ce să fac? Mie îmi pare foarte rău, mei. Câți bani ai pierdut, Bibi? Lasă, nu e vorba de bani, e importantă prietenia noastră. E și tu ai pierdut pe o departe și îmi pare rău că nu mai poți să postezi cu mine. Nu, Bibi, că nu poți să mai postăm nimic, Bibi. Pentru că obiectul ăsta e aici. Las că le explic eu oamenilor că a intervenit ceva. Ok, și cum explicăm noi treaba asta? Băi, lacrimi în ochi. Așa face el, mereu. Marius. Băi, putem să o rezolvăm. Îmi dați 50.000 de euro. Să le împ***ai. Marius. Sunteți prost de față. Nu, lăsați, chiar nu vreau, chiar m-am... Bă, deci cum să-mi faci așa ceva? Haide-mă! Uitați-l, mă, ce supărat e! Dar-mi puii mei, chiar am crezut și, bă, sunteți... A fost un prank! Știi că te iubesc, Marius. Hai, vezi și tu mă iubești pe mine. Haide-mă! Și chiar credeai că dacă pierdeam banii ăștia eram supărat pe tine? Prietenia noastră? Prietenia noastră e mai importantă, uitați-vă la fața noastră! Cum pui vrei să-mi faceți asta? Tu vrei să postezi asta? Când eu am înjurat! Băi, sunteți nesâmțât! Cum să-mi ziceți așa ceva? Să rog iau un loc! Și vezi copilul ăla de acolo? Vezi acel GoPro? Nu-l vezi nici acum? Uite aici! Dă-mi telefonul! Dă-mi telefonul! Ah, ok! Eu eram... Bă! Nu te așteptat, cum să mă aștept la așa ceva? Când, bă, de jur, eram... Camere mergeau, Body și Alex m-au ajutat enorm, le mulțumesc, băieți! Aplauze pentru băieți, Marius! Nu, eu nu-i aplaud, nu mai vorbesc cu ei. Uite, noi de fapt filmam, doar că a stins acel... aparat. O stins monitorul, cumva să pară că vezi, doamne, v-ați încurcat. Tu nu mi-ai văzut reacția, eu eram în șoc, eu eram cu gura căscată, Alex îmi explica. O pierdut Bibi campanie de 50.000 din cauza ta, îi vina ta. Ce pui mei am făcut, frate, că nu am greșit cu absolut nimic, am făcut tot ca la carte. Mi-am dat silința, frate, și bă, Pentru seria asta pe care am făcut-o, nu numai eu, și faza că bă, am distrus eu din vina și nu știam care e vina și eu încercam amul să-mi caut vina afară, bă, să înțeleg care e vina mea. Că știu mă cât am tras și eu și Body și Alex pentru toată chestia asta. Da, chiar au tras mult de tot băieții, așa că... Deci nu, n-am crezut că mi se poate face așa farsa, am zis bă, întotdeauna când o să mi se facă un prank, o să știu și o să fiu... Dar nu mi-ați dat-o maxim, maxim mi-ați dat-o. N-ai cum să te prinzi, da? Și care a fost ideea vlogului? Asta sau? Amândouă, doi într-unul. Bună strategie, sincer, bravo. Da. Mi-a plăcut. Ca să mă nu, ierți, outro-ul este al tău. Tu faci finalul, încheierea acestui vlog. Mă ierți? Nu. Nu. Scurt și pe doi. Am zis să audă toți. Nu. Bă, deci nu, n-am crezut că o să mi se facă așa prank și am și zis, bă, eu nu cred în prank-uri și, bă, dar ăsta chiar a fost real, o părut real 100%. O părut real, că uite, încă mai e la atitudinea lui Bibi, vibe-ul cu, pe care l-a adus înapoi de când a venit de afară. Eu, hai că-ți fac o cafeluță, o... Bă, eram gata, nu, a avut o atitudine de asta, gen, nici măcar nu mi-am dat seama și... Bună, nu? Cea mai bună pe chestia asta, bă, ești top, te-ai... Deci nu mai știu ce să zic. Prietenia noastră face mai mult de 50.000 de euro. Da? Face, dar și eu i-a spun. Ce mă întreb? Auzi, nu mai suntem prieteni până îi primești și după ieșim în oraș și dăm... Exact. Gata, v-am pupat, închidem camerele ca să-l lăsăm liniștit pe Marius să îi zbunească în plâns. Trebuie să ies afară să mă calmez. Da, neapărat dați acolo un mare, mare like. Noi v-am vorbit tare, tare, tare și ne vedem data viitoare.